Merkel, lovituri duri neașteptate pentru Rusia în numele Ucrainei. Decizia care îl va înfuria pe Putin. Cancelarul german Angela Merkel a aplicat o lovitură dură subliniere treptat, marci, unui proiect al unui gazoduct submarin strategic pentru Moscova, cerând să se recunoască rolul Ucrainei în tranzitul gazelor naturale ruse către Europa, relatează AFP, conform News. Acesta nu are loc într-un context tot mai tensionat între Rusia sublinierei Occident, din cauza conflictului în estul Ucrainei între separatii sublinierei pro-rus sublinierei forțe guvernamentale pro-occidentale de la Kiev. În cadrul Uniunii Europene, cu Polonia în frunte, proiectul gazoductului Nord Stream 2 este foarte criticat, din cauza importanței politico-economice pe care o are pentru Rusia. Conducta a ocolit Ucraina, în prezent un loc tranzit esențial pentru vânzarea gazelor ruse către Europa. Berlinul a dat asigur până acum ce era vorba despre o infrastructură pur comercial sublinierei a ridicat, la sfârșit sublinierei lui martie, ultimele obstacole din calea construirii acestui gazoduct care leagă Rusia sublinierei Germania prin Marea Baltic, un complet al Nord Stream 1. Există de asemenea factori politici de luat în considerare, a recunoscut până la urmă cancelarul, într-o conferință de presă la Berlin, cu presubliniere dintele ucrainean Petro Poro subliniere Enco. Liviu Dragnea, tot mai ferm, sper ca în această primăvară acest referendum să se organizeze. Un proiect fără claritate cu privire la rolul Ucrainei în tranzit nu este posibil, a adugat ea. Anuncul nesubliniere treptat al lui Merkel preveste sublinierete un nou contencios cu Moscova, în contextul în care tensiunile ruso-occidentale au continuat să crească. În afară de Ucraina, cele două tabere se opun în privința războiului din Siria sublinierei a otrăvirii, la Londra, a unui fost agent dublu rus. Cancelarul a recunoscut că proiectul gazoductului nu va schimba cu nimic importanta dependență a Europei de gazele naturale ruse. Este a sublinierea dar vorba despre garantarea Kievului a drepturilor tranzitului terestru, peletit de Moscova, în contextul în care Rusia încearcă să scape de acest lucru. Blocad rus a Ucrainei. Într-un interviu acordat cotidianului german Handelsblatt, Poro subliniere Enco a acuzat luni Rusia ce vrea să impună o blocadă economic sublinierei energetic Ucrainei prin acest conduct submarin. Proiectul nu are fundament economic, a dat la sigur, apreciind ce Nord Stream 2 este un proiect politic financat de Rusia sublinierei ce modernizarea rețelei transucrainene este posibil la un preț mai mic. Lansat în 2005, pe timpul unor relații cel duroase între Berlin sublinierei Moscova, proiectul Nord Stream avea ca obiectiv să pună aprovizionarea cu gaze naturale a Europei la adpost de conflictul în domeniul gazelor, recurent, între Moscova sublinierei Kiev. Nord Stream 1 a fost dat în folosință în 2011.
iar Nord Stream 2 ar urma să dubleze capacitatea la 55 de miliarde de metri cubi, la sfârșit sublinierei lui 2019. Agenda Ungariei după victoria categorică a lui Viktor Orban, urmează lupte grele la Bruxelles. Replici pentru OSCE. În sublinierea antierul celui de-al doilea gazoduct cristalizează tensiunile din cadrul UE, iar Comisia Europeană ce, sublinierei mai multe ceri din Europa de Est doresc să, sublinierei reduc dependența fac de gigantul rus Gazprom. Consumul de gaze naturale ruse în Europa continuă să crească an de an, partea sa de piac reprezentând în 2017 35 în UE cu 28 de membri. În Germania, ea reprezintă 60. Iar Rusia caută să consolideze această dependență. Gazoductul Turk Stream vizează, astfel, să crească livrările către Turcia, sublinierei să o transforme într-o car de tranzit către sudul UE, tot pentru a ocoli Ucraina. Punerea lui în serviciu este prevăzut la sfârșit sublinierei lui 2019 de către Gazprom. Ucraina sublinierei Rusia s-au înfruntat deja în mai multe războaie ale gazelor naturale, dintre care unele au perturbat puternic furnizarea rusă către mai multe țări europene. Tensiunile dintre cele două țări s-au exacerbat la începutul lui 2014, odată cu răsturnarea de la putere a presubliniere dintelui prorus Viktor Ianukovici de către ucraineni, antrenând anexarea rusă a Crimeei sublinierei războiul în estul țării. În conferința lor de presiune, Merkel sublinierei Poro subliniere încă au denuncat, de altfel, încodat, încleceri repetate ale armisticiului în estul Ucrainei. Berlinul sublinierei Parisul sunt mediatori, însă acordurile de pace de la Minsk nu au condus niciodată la încetare durabilă a ostilităților.